Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale alocă fonduri pentru distribuirea de mere în toate școlile din țară și Primăria Târgu Jiu a optat pentru acest program, alocând suma de 2,2 miliarde de lei de la bugetul local, banii care îi va recupera prin Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură Gorj. Această sumă a fost utilizată pentru achiziționarea de mere pentru o perioadă de aproximativ 3 luni. Fiecare elev primește în fiecare zi de școală câte un măr, a cărui valoare este de 0,3 lei. Contractul a fost încheiat de Primăria Municipiului Târgu Jiu pe perioada de 100 de zile pentru toate cele pentru tot numărul de elevi de 7.979. Valoarea contractului este de 2.200.000 de lei inclusiv TVA-ul. Printre unitățile de învățământ beneficiare se numără și Școala Generală Alexandru Ștefulescu, unde studiază în prezent peste 1.000 de elevi. Ați amenajat un spațiu special pentru depozitarea? Da, avem un spațiu special, este vorba de camera unde depozitam laptele și cornul, acolo primim și merele. Numai că merele le distribuim în ultima pauză, pe când laptele și cornul în pauza mare. Cum sunt merele de le primești la școală? Bune. Da? Acasă să mănânci? Da. Da. Câte mere mănânci săptămâna, să spunem așa? Multe. Am vrut foarte mult. Acasă mănânci? Da. Copii, cum sunt merele? Bune! Și mai cum? Și sănătoase! Prin programul de distribuire de mere în școli se încearcă stimularea consumului de fructe în rândul elevilor.